Bună seara, bine ne-am regăsit dilemele zilei. Ei bine, sindicaliștii din Minerit și Energie sunt foarte supărați de data aceasta, nu pe conducerea complexului, cât pe premierul României. De ce? Pentru că a promis să vină la Târgu Jiu, unde să organizeze o întâlnire cu administrația, sindicatele și parlamentarii. De ce? Pentru a rezolva problemele de la nivelul companiei. O companie care am văzut din bilanțul pe care l-a publicat pe site-ul oficial Ministerul de Finanțe, se află pe primul loc în topul celor care au mari pierderi înregistrate în anul 2014. A devenit CEO compania cu rezultatul negativ care să ocupe locul întâi. Și asta nu e de bine, este negativ. Bilanțul de anul trecut, știm, este unul cu minus. Ei bine, de ce nu a mai venit Victor Ponta? Nu am aflat și cu siguranță nu vom afla în perioada imediat următoare, pentru că nu și-a planificat o altă vizită aici în Târgu Jiu sau în județul Gorj, unde în campania din 2014, adică paradoxal în același an în care se înregistra o cifră cu minus la complexul energetic Oltenia, dumnealui declara că a salvat Șandra Maua. Era un citat. Ei bine, ce se va întâmpla cu complexul energetic Oltenia? Ce se va întâmpla și cu angajații din alte domenii, cei care au solicitat măriri salariale? Unora dintre ei li s-au aprobat, alții încă așteaptă. O să vedem. Încercăm însă să analizăm în această seară ce promisiuni s-au făcut și de ce majoritatea au rămas la stadiul de promisiune. Pentru că dacă nu am fi eleganți să spunem că nu au fost îndeplinite, ar trebui să spunem că au devenit niște minciuni. O să ascultăm imediat declarația unui sindicalist din Minerit și Energie, care este însă afectat de promisiunile neîndeplinite, adică de minciunile spuse de cei care ne conduc. În această seară la dilemele zilei, domnul deputat Vasile Popeangă, mulțumesc mult pentru prezență. Să rămână și eu, mulțumesc pentru invitație și salut pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Și domnul profesor Teodor Voicu, bună seara și dumneavoastră, mulțumesc de asemenea că ați acceptat să participați la această emisiune. Să rămână să specificați că sunt profesor de țară, mediu rural. Da, dar și profesorii de țară așteaptă niște majorări salariale. Mai ales în mișcarea sindicală, ca să facem și o rimă. Da, spuneam și profesorii de țară așteaptă niște majorări. O să vedem. Adică dumneavoastră nu le așteptați? Ba le știm. S-aude de 15%, slab. Eu spuneam odată, domnișoara Irina, dacă nu ajungem la 1000 de euro, profesorii, este foarte rău. Deci dacă nu se ajunge la o salarizare măcar de 1000 de euro, este foarte rău. Eu am în curând 40 de ani de învățământ, salarizarea este mizerabilă. Și vă spun în modul cel mai sincer, praf în uechi nu mai putem să primim. Cât primește un tânăr care intră acum în învățământ, un profesor debutant? Domnișoara Irina, trebuie să știu grila e salarizare. Foarte prost. Rămân cu 3-4 milioane în mână dacă fac naveta. 7-8-9 milioane. Este posibil să trăiești... Adică se începe de la minimum pe economie? Da, așa este. Un dascăl primește, deci fata pe mea, economie, care este și ea, are definitivatul, cu ore suplimentare primește un 11 milioane. Este o salizare mizerabilă și cineva spunea, o butadă orientală, dacă vrei să distrugi o societate, îi distrugi învățământul. Eu mă aștept. Eu, totuși, să nu mă plâng. Mă plâng în sensul că am rămas cu un singur salariu. Murindu-mi soția, măcar salariul meu este decent. Decent după în ghilimele. Ani, după câți ani de 40 activitate? De ani. Deci eu sunt învățător 7, 6, 90,
profesor de istorie filozofie în 90-2015, am pornit pe 40 de ani de învățământ ca să am un 20 și ceva de milioane net, venitul net, este o bajocură curată. Și vă spusei butada aceasta. Și undeva Pepe Negulescu spunea, învățământul sau școala valorează atât cât sunt profesorii. Sunt alături de un domn profesor universitar, un deputat, care mi-l amintesc că în Parlamentul României a făcut un gest uman care alții nu l-au făcut. Fiind într-o vizită în Parlamentul României cu elevii de la școala Albeni, dânsul a întins niște bani, era și Mădălin Voicu, mă numesc și eu Voicu. Și știți cine e Mădălin Voicu? Mare muzician, mare parlamentar, fiul marele Ioan Voicu, mare muzician. Dar domnul deputat Popeanga a făcut un gest. Sunteți de la Gorj? A dat la copii niște sucuri, niște cornuri sau ce, dar m-a impresionat gestul acesta al domnului deputat de Gorj, câți mai fac în ziua de azi. Și acum să nu-l flatez pe dânsul. Nici nu mă știu la ce partid sunteți, domnul. La același partid cu dumneavoastră. Bun. Deci noi nu știam că există. Domnul Voicu nu cred că mai face parte da. Ba da, este, din politică. Este și dumnealui pe listele PSD-știilor de la Albeni. Dumnealui este un veșnic critic. Așa că... Nu, dar nu. Nu știu cine... Colegul dumnealui nu știu de facultate, dacă Gică Milosteanu, nu i-a adus la cunoștință nimic. În sensul ăsta că n-ar mai fi membru PSD, nu, domnul profesor? Domnul deputat, eu nu mai sunt de mult la Albeni, eu sunt membru PSD municipiu Târgu Jiu. Într-adevăr, spuseți o treabă bună, am fost coleg cu domnul Milosteanu, scara valorică e alta. Dânsul este ceea ce este, eu sunt nimic. Dar legea la Voziel-ul Monosov spunea, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Și acum să revin la normal, domnișoara Irina. La discuția de astă seară, suntem la jumătatea lunii octombrie, parcă apele fierb. Avem mișcări în toate partidele politice. Suntem, mă așteptam să fie, mă anunțase cineva că e din un alt partid, la PNL-ul. Peste tot să știți că sunt niște mișcări, nu știu un bine sau un rău. Întrebarea dânsul spusă, nu mai sunt la Albeni de mult. După moartea soției, m-am despărțit așa cu durere în suflet. Dar haideți să ne întoarcem la subiectul din această seară cu promisiunile care se transformă de fiecare dată din nefericire la români în minciuni. Unele mai mari, altele mai mici, dar oamenii de fiecare dată așteaptă să se întâmple ceva bun și pentru ei. Domnule deputat, că s-au făcut niște promisiuni, știm, dar promisiuni se fac mai de fiecare dată. Cert este că în această țară sunt, așa ni se spune, foarte puțini bani pentru a acoperi niște majorări la procentele pe care le solicită reprezentanții diverselor categorii socioprofesionale. Așa că domnii care ne guvernează au stabilit până în momentul de față să dea o bucățică aici, una acolo și pentru alții rămâne de văzut. Adică alții Doamne au fost Irina. Puși în așteptare, din nou în așteptare. Bun, eu vreau să vă spun că au fost discuții cu cele două domenii, zic eu, extrem de importante, învățământul și sănătatea. Sigur, cu primul ministru al guvernului, s-au stabilit niște majorări, însă vreau să spun foarte deschis și foarte clar. Se așteaptă legea salarizării personalului bugetar. Și eu am informații că într-o perioadă foarte scurtă ea va fi adusă în Parlament pentru că se intenționează să fie aprobată până la sfârșitul anului, să intre în aplicare începând cu 1 ianuarie 2016. De aceea, eu cred că
Aceste majorări de salarii, sigur, au fost date niște procente, până la 70% la unele categorii. Toată lumea este curioasă. Au fost lansate fel de fel de variante. Deocamdată nu se cunoaște forma legii salarizării, pentru că ea n-a fost discutată nici măcar în guvern. Deci nu avem o formă care să plece de la guvern și să vedem ce înseamnă această majorare de până la 70%, în ce perioadă va avea loc această majorare, pentru că este imposibil să fie o majorare în 2016, s-au făcut niște calcule, vedeți pe codul fiscal deja sunt niște influențe, pe aprobarea codului fiscal sunt niște influențe în buget, de aceea cred că e bine să avem răbdare, pentru că sunt sau circulă foarte multe variante, și anume că ar fi majorate mai mult salariile mici și mai puțin salariile mari. Deci nu avem încă niște lucruri clare din acest punct de vedere. Dar eu cred că, într-adevăr, dacă vrei să sau dorești ca forță politică să ai un stat puternic, două domenii, într-adevăr, trebuie să le ai cu prioritate în vedere, și anume învățământul și sănătatea. Și sigur că nu trebuie uitată nici cultura, pentru că dacă ai un popor educat și un popor sănătos, sigur că poți să realizezi tot ceea ce îți propui și tu ca forță politică într-un stat. De aceea, eu cred că a venit momentul, indiferent cum se vor reașeza lucrurile, ca aceste două domenii să aibă prioritate începând cu 2016, astfel încât în 2017-2018 să se ajungă la cele creșteri decente, zic eu, de salarii, pentru că într-adevăr, nu poți să stimulezi un domeniu, nu poți să atrași pe domeniul respectiv, și eu vă spun venind din învățământul universitar. Poți să mai ai acum asistenții și lectorii cu 11-15 milioane pe lună sau asistenții cu salariu minim pe economie, în condițiile în care trebuie să publici ca să poți să promovezi articolele în revistele internaționale, costă și așa mai departe. Trebuie să participi la diverse sesiuni științifice. Toate aceste lucruri costă. Ori dacă nu se umblă, nu se stimulează, tinerii nu vor fi atrași în aceste sectoare de activitate, și mă refer aici și la sănătate. Pentru că, vedeți, o serie de tineri, și eu am avut prilejul să discut cu niște tineri în anumite împrejurări, niște tineri medici, care efectiv vă spun că așteptau să treacă timpul ca să găsească prilejul și să plece din țară, pentru că aveau ofertă. Eu am și colegi în Parlament, îmi povestea un coleg medic care are o ofertă din Franța la 1000 de euro pe lună, plus condiții de locuit și așa mai departe. Și sigur că oamenii, oricât ar fi de cuprinși de patriotismul local, până la urmă sunt și ei oameni, au și ei nevoi și mai mult pot să facă și comparații. Domnul Șalin, aș vrea să-l completez pe domn profesor Popeangă. Observați că stăteam de vorbă cu un profesor universitar, marele profesor Preda din zona Dobrana, de la noi la Prigoria, care spunea că raza de inteligență între un profesor din mediul rural și universitar e diferită, deși raza și diametru. Observați că dânsul punctă foarte bine niște aspecte. Vorbim primul rând de exodul acesta al cadrelor didactice. Într-adevăr, fratele meu e profesor doctor în matematică în satul mare și am spus, bă nene, ești deștept. Ce, bă, nu sunt deștept, că deștepți au plecat. Proștii au rămas. Dânsul vorbea de câțiva asistenți și lectori pe la Universitatea Constantin Brâncuș. Domnule profesor universitar, nu jignesc pe nimeni, dar cum se luară doctoratele în ultimul timp? Eu spuneam odată sub formă de glumă,
sub formă de ironie socratică, uneori avea doctoratul, e un blestem sau o rușine. Mulțumesc Dumnezeu că nu mi-am luat doctoratul. Am avut un mare profesor, profesorul Radosav, directorul Bibliotecii Centrale Universitare la Cluj, care nu mi-a dat doctoratul. De două ori m-a respins. Dar mi-e necaz că a dat la alții. Mult mai proști ca mine. O să spui, domnule, dar axiologia nu o faci mata. Și dumneavoastră știți ce aveți și prin universitatea noastră. Cunosc pe cineva ce ești doctor în metalurgie. Păi în ce ești, mă? Mai avem noi, domnule profesor, metalurgie? Aveți atâția aceia la studii economice de Ioan Chelit. Calviția e o boală. Când m-am uitat la cineva pe acolo și am văzut că e profesor universitar doctor la studii economice, la dumneavoastră, nu spun cine este, decât rămâne în anonimat. O nepoată a fostei mele învățătoare care se numea Sofia. Sofia înseamnă înțelepciune. Avem mulți oameni, domnișoara Irina, care nu-și merită locul. Și acum ajungem, spuseți foarte bine, e bine să fim băgați în seamă și sănătatea și învățământul. Să ne bage și pe noi în seamă. Auzi că ne mărești nouă cu 15%. Păi dacă e 15% mărirea și inflația e 25%, unde dracu ajungem? Unde ajungem? Și învățământul rămâne în tot talpa țării. Vă mulțumesc pentru... Mai este un aspect important, spuneați dumneavoastră, de acele persoane care nu-și merită locul. Ei bine, își merită, nu-și merită locul, sunt foarte multe persoane care ajung în anumite posturi și am discutat asta în ediția de aseară, ajung în posturi publice plătiți din banii noștri. A avut loc în aceste zile un concurs, două etape, probă scrisă și interviu la poliția locală de aici din Târgu Jiu. În această seară s-au afișat niște rezultate. Au aflat colegii de la Gorj News, Narcis Daju a și publicat, dar pe pagina personală, acest lucru. Ei bine, rezultatele nu mai sunt afișate înainte de a ajunge la emisiune. Eu am trecut pe acolo, nu mai era nimic afișat. De ce, domnule Popeangă, aceste lucruri se ascund? De cum să ascunzi rezultatele unui concurs? Că doar a fost concurs, iar rezultatele trebuie să fie publice. Doșoara Irina, nu asta, îmi cer scuze că vă întrerup. Asta după ce tot Narcis Daju a relatat în urmă cu vreo oră, oră și jumătate, unii dintre candidați au vrut să fotografieze acea listă și nu au fost lăsați. Eu nu vreau să mai fac comentarii, sunt atâtea lucruri care se întâmplă, sunt atâtea nerespectări de acte normative, încât pe mine nu mai mă surprinde nimic. Astăzi au venit la mine la cabinet un părinte și o fiică și vă mărturisesc sincer, discutam și îmi cereau sprijin să ajut ca să se angajeze undeva. Și singurul lucru pe care mi-l cereau, dacă este posibil ca acolo unde va fi scos la concurs, concursul să fie cât de cât corect. Și mi-a explicat cât de cât corect. Dar și mi-a explicat niște situații participând la niște concursuri unde a luat, de exemplu, 9 și ceva la scris și a fost respinsă la proba orală. Iar altcineva care a luat și ceva la scris, da. Eu, pe mine, lucrurile astea nu mai mă surprind. Trec și eu în județul Gorj și aflu foarte multe lucruri. Eu, atunci când vin și mă roagă pentru angajări, vă mărturisesc foarte sincer și foarte deschis, mă declar total neputincios. L-aș completa pe dar domnul Popeangă. Domnilor, trebuie să vină? Domnișoară Irina, azi mi se întâmplă o treabă în cancelare. Cineva mă întrebă, o colegă de-a mea, că ești răgușit. De ce, Dorule, ești tu răgușit? Și îi spuse, Doamnă, răgușiți sunt care și-au făcut datoria. Cei care nu și-au făcut datoria vorbesc clar.
Deci uitați dumneavoastră că ironia mea socratică aruncă o pată de culoare negativă asupra ceea ce spune domn profesor, învățământul și societatea românească. Vorbind de o axiologie răsturnată, non-valorile ajunseră valori, valorile zdărâmate. Eu care, parcă pe 12, acum am primit și eu 60 de ani, plecai pe 40 de ani de învățământ, vreo 14 ca învățător, vreo 26 ca profesor, am 3 licențe în spate, absolvent de pedagogie și de promoții, absolvent de filozofie Cluj, șef de promoții, absolvent de istorie Cluj, șef de promoții. Nu făcui nimic. Nimic. Lichelele, non-valorile, ajunseră mari. Iată, poate o să-mi spuneți, nu vă aruncați cu vorbe, vorbiți. Ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu, pe rază, ajunseră la vânzări de post. Un post e 300, 400... Îmi cer scuze, dar trebuie să vă cer și dovezi pentru asta. Că mă luăresc ca pe Belgier, ușor, Belgier Show. Este foarte ușor Irina, facem acuzații, da, noi avem niște reglementări. N-avem voie, este legislația a treia putere în stat, puterea legislativă. Vreau să vă spun că învățământul a picat, suntem în cădere liberă. Ce-am văzut zilele nu astea? Doar învățământul a picat. Să vă spun, nu ce doar am văzut, învățământul a picat. Eu pentru că vorbeați dumneavoastră, domnule Vecu, vorbeați dumneavoastră de vânzarea de posturi. Da. Dar de ce, domnilor, trebuie să vină oamenii la un deputat? Bănuiesc că se întâmplă să ajungă și la șefii altor instituții cărora să le ceară sau pe care să-i roage ca atunci când se scot posturi la concurs să aibă grijă, dacă pot, ca ele să fie organizate corect, cum spuneați dumneavoastră. Păi în ce țară trăim? Domnul Arina, în ziarul de azi văzui Ingorjanu și așa mai departe. La ora actuală vorbim de sex angajarea. Angajarea pe sex, scuzați-mă, văzurește-i la CEO. Văzură ce se întâmplă. Este un caz care specialist. Se află... Wittgenstein spunea, unde nu știi, nu trebuie să taci. Ce se întâmplă, doamnă? Sunt treburi palpabile, dar justiția vine Există să spună. Există organe de anchetă, domnule Voicu, iar dacă se întâmplă astfel de aspecte, sunt oameni care pot să verifice și să ia măsuri. Eu vreau să vă spun o chestiune, domnișoara Irina, că... sunt oameni care mai fac diverse sesizări pe la multe instituții ale statului și de multe ori primesc niște răspunsuri, ori nu primesc răspunsuri deloc. Noi mai avem și aceste situații ca și parlamentari, ca și cabinete parlamentare, pentru că oamenii, sigur, și-au pierdut speranța. Eu vă spun că atunci când vin în teritoriu și vin la cabinet, la mine vin foarte mulți oameni și îmi spun atâtea lucruri încât de multe ori mă îngrozesc. Am fost și eu șef de instituție publică, am lucrat și într-o unitate productivă. Trebuie să vină oamenii să spună că nu sunt primiți în audiență, că nu sunt, mă rog, conducătorii sunt plecați, că n-au timp să vorbească. Oamenii, vedeți, au foarte multe probleme pe care doresc să și le rezolve. Nu se poate proceda așa și sunt aceste nemulțumiri. Eu vă spun sincer și le spun pentru că poate de multe ori ar trebui să, eu știu, să nu mai zici nimic. Dar când vin oamenii și spun aceste lucruri, îți faci datoria cetățenească până la urmă să atragi atenția și să le spui oamenilor că nu sunt veșnici acolo și că atunci când vine cineva, un cetățean care are niște probleme la o instituție a statului, nu sunt neapărat numai reclamații, domnule, sunt și oameni care doresc să își rezolve o anumită problemă, întâmpină anumite greutăți. Eu vă mărturisesc sincer, pentru că sunt de mult în județul ăsta, aflu niște lucruri,
Aflu niște lucruri, dă-mă cu tremur. Și aș vrea să-l completez aflu pe niște dânsul. Lucruri, dă-mă cu tremur, ce vă mărturisesc sincer. Ce adică despre niște oameni care și-au schimbat comportamentul de-a lungul timpului, încă nu-ți mai vine să crezi ce se întâmplă. Eu personal, când îmi povestesc cetățenii care vin la mine niște lucruri, eu nu pot să cred. Și de multe ori sigur că mai mă interesez și eu așa pentru mine. N-am curajul, vă spun la modul sincer. Deci nu am curajul să dau un telefon sau să mă duc să spun persoanei respective, pentru că intervin după aceea tot felul de întrebări. Domnule, cine a venit, cine v-a spus și așa mai departe. Scuzați-mă că vă întreb, sunteți parlamentar vechi. Domnul Popeangă, dumneata cu durere în suflet vorbea despre activitatea aceasta de parlamentar. Dumneata ești un om al locului, ești prin legi de pe aici. Într-adevăr, te-ai autodevorat în activitatea ta. Ce facem, domne, cu veniți ăștia? Sau neaveniți? Dumneata tamponat odată. Ce ai, mă, cu Tudor Barbu? Dar ăsta ce liberalism reprezintă, domne? L-a văzut cineva prin Gorj, vorbeai despre implicarea aceasta în activitatea parlamentară. Vorbim de posturile scoase la concurs, domnule Voicu, acele concursuri care de multe ori sau asupra cărora de multe ori planează suspiciuni, pentru că știm, sunt persoane care trebuie să ocupe un post și îl ocupă. Eu am avut muștul, deci vreau să vă spun, trăit niște situații extrem de și pe domnul Ion Călinoiu l-ați avut dumneavoastră student. De neplăcute când, mă rog, eram într-o campanie electorală și mă întrebau niște foști studenți de-ai mei dacă știu, de exemplu, de o studentă care, într-adevăr, o studentă extraordinar de bună, cred că a avut 97 sau 98 media, 10 la licență. Și care mi-au spus studenții, foștii studenți, deci eram într-o campanie, apropo de promovarea tineretului. Dacă știu ceva despre această tânără. Adevărul este că n-am văzut-o decât de la terminarea liceului. Și mi-am spus, dacă nu știți, este vânzătoare în piață. Rău a ajuns. Un absolvent de studii superioare. Un absolvent de studii superioare cu 9,98 și cu 10 la licența. Cu 10. Da, și care m-am întâlnit cu dumneavoastră, am discutat și am întrebat-o, măi, nu se poate, n-ai dat și tu examene. 15 examene a dat. Adică a fost la 15 concursuri, da, din 15 acestea concursuri organizate de exact. Unii domni pentru știți ce, alții. Ce, eu vă spun o chestiune și pe care ar trebui să o înțeleagă cei care sunt și organizează în instituții. Dom'le, tinerii se cunosc între ei. Niciodată ei nu să fie nemulțumiți dacă sunt de valori apropiate și a luat unul care, de exemplu, a terminat cu 9 și a picat unul care a terminat cu 9,50. Pentru că aici ține și de forma fizică, sau a avut 8,50 și altceva 9,50, ține și de forma din ziua respectivă și poate cum ai căzut pe subiecte, cât de multe. Dar când știi că a terminat cu 6,7 și a tras-o așa și altul a terminat cu aproape 10, și domnul se prezintă la niște concursuri, nu domnule se poate. Și asta produc nemulțumiri la tineri, vă spun la modul sincer. Și de asta atunci intervin foarte multe, foarte multe lucruri care îi demoralizează. Îi demoralizează. Aș vrea îi demoralizează, dar pe lucrurile domnul astea sunt produse de cineva, domnilor. Da. Păi sunt? Domnule Popeangă, la învățământ mă pricep și eu. Dacă 40 de ani de învățământ am pornit pe 40, învățător, profesor de filozofie, profesor de istorie, să vă spun și eu, premia în ce sunt, domne? Un amărât de profesor de țară. Cât aveți dumneavoastră prin Universitatea Constantin Brâncuș? Corigenți și repetenți. Știți? Ați făcut o statistică. Vă spun eu. Eu la dumneavoastră la studii economice vă cunosc câteva personalități care nu au ce căuta în pozițiile de asistenți, lectori, conferențiari și profesori.
Fiindcă ăștia îmi spuneam, unde domnule nu știi, Voicu, trebuie să taci. Domnule Voicu, îmi cer scuze, vă întrerup câteva momente. L-avem prin telefon pe șeful poliției locale Târgu Jiu, îmi spun colegii din emisie, domnul Florin Urdea. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, în această seară au fost afișate niște rezultate ale unui concurs pentru un post, pentru ocuparea unui post la dumneavoastră la instituție. Este da, adevărat? Da, știu și eu, e adevărat, da, da. Ulterior au dispărut. Eu personal am trecut pe acolo și nu erau afișate la orele 20. De ce au dispărut? Dar participanții la concurs au luat la cunoștință rezultatele obținute, nu știu care este relevanța. Nu, n-am idee dacă au dispărut sau nu, dar ele au fost afișate cum prevede legislația. Asta nu înseamnă că trebuie să le ținem, cât să le ținem acolo. S-au luat la cât le-ați ținut? Stați puțin, cât le-ați ținut? Jumătate reținut, de oră? Reținut. Nu știu cât, pentru că nu fac parte din comisie. Deci asta trebuie să întrebăm președintele de comisie sau membrii comisiei cât au luat hotărârea. Domnule Urdea, sunteți sigur că toți candidații, toți cei care au participat la concurs, au putut să vină în intervalul ăsta scurt în care au fost afișate rezultatele și au văzut dacă au obținut sau nu postul respectiv? Nu sunt sigur, dar încă o dată repet, nu fac parte din comisie. Deci trebuie să întrebați președintele sau membrii comisiei de ce au luat această decizie. Nu cred că acea comisie mai era la orele 20 la sediul instituției dumneavoastră. Cu siguranță. Și comisia cu siguranță nu stă să păzească un tabel. Tabelul acela, prin lege, trebuia să fie afișat în mod vizibil și lăsat suficient timp. Acum, într-adevăr, dacă legea nu spune două zile, cinci zile... Am fost informat, ascultați-mă puțin. Vă rog. Deci am fost informat de ofițerul de serviciu că tabelul a fost afișat și a fost vizionat de cei interesați. Nu știu care putea fi problema aici. Și apoi luat. De ce a fost luat? Putea rămâne acolo până mâine. Atâta timp cât cei interesați, deci cunoașteți cumva că din cei care au, din participanți, sunt nemulțumiți pentru faptul că nu a fost lăsat până mâine acel tabel cu rezultatele? Dar aveți dumneavoastră informații că toți cei care au participat la concurs deci au văzut și au văzut rezultatele? Bineînțeles. Păi deci cum? Ați avut un... I-a strigat cineva nu, nominal? Ascultați-mă puțin, dar nici nu am vreo sesizare cum că participanții n-au avut acces să-și vadă notele. Deci nu știu de unde este această discuție. Mi-este străină. Încă o dată repede. Vă rog, domnule... Fac parte din comisia de... Dar dumneavoastră conștientizați ce ați spus. Acum, bănuiesc. Cu mine a discutat? Cu dumneavoastră, da. Așa, ce anume, ce să conștientizez? Că nu înțeleg. Ce spus? Că acele rezultate au stat atâta timp cât a fost nevoie pentru a fi văzute, vizionate de candidați. N-am nicio sesizare în acest sens. Mă ascultați, domnișoară. N-am nicio sesizare. Nu am nicio sesizare în acest sens. De, păi din cum partea să primi sesizări, domnule Urdea? Cum să primi sesizări după orele 20... Când sediul dumneavoastră este închis, bine, se poate suna într-adevăr, dar omul merge, vede că nu este nimic afișat, nu aveți un număr de mobil afișat acolo să vă sune cineva și să reclame? Cum credeți dumneavoastră că puteți primi sesizări? Prin modalitățile legale prin care se fac sesizări. Și anume? Văd că le cunoașteți. De ce? Am spus și anume, cum adică? Păi prin registratura instituției sau la telefonul dispeceratului. Deci este dispecerat 24 din 24. Unde aveți afișat acel număr? Că să știți, la dumneavoastră, la instituție, în momentul de față, nu este afișat absolut nimic. Nici măcar un număr de telefon. Nu este necesar. Este ofițer de serviciu, mergeți, sunați la sunerie, iese și vă dă lămuririle necesare, da? Deci nici măcar eu nu am știut că trebuie să chem ofițerul de serviciu care este pitulat pe undeva. Este prin pitulat, sediu. Are consemnul foarte bine stabilit, da? Și trebuie să-și îndeplinească atribuțiunea de serviciu conform fișei postului. Deci, după orele 16, nu mai este program cu publicul. Deci nu puteți să mai mergeți la registratură, pentru că nu mai funcționează registratura. Deci nu se mai poate merge la registratură după ora 16.
Nu, pentru că secretarea pleacă, nu? Pleacă. Programul și atunci cum să primiți dumneavoastră prin căile legale pe care le-ați enumerat și anume registratura, ați trecut-o că prima, cum să primiți o sesizare, domnule? Cum le primim prin sistemul nostru care funcționează de atâtea ani de zile, da? Dacă nu sună la 94, sună la telefonul dispeceratului. Și sunt informat atât eu, cât și alte persoane care sunt în măsură să dea curs acelei sesizări. Nu a primit niciun fel de sesizare până în momentul de față. Nu aveți cum să primiți o sesizare, da, pentru că nu există niciun număr afișat, domnule Urdea, la dumneavoastră, pe geamurile instituției sau oriunde. Nu se afișează numărul pe geamul instituției. Dacă a venit în fața instituției, vă primește ofițerul de serviciu, asta vă spun. Nu era nimeni acolo, v-am spus ceva mai devreme. Și chiar dumneavoastră adică spuneați că există un consemn, nu știu, omul trebuie să stea undeva înăuntru și să fie chemat prin sonerie. Da, dar nu toată lumea știe că există o sonerie acolo. Domnișoară, haideți să revenim de fapt la subiectul discuției, da, pe care îl avem acum. Aveți vreo sesizare în acest sens? Este vreun participant la concurs care este nemulțumit de faptul sau modalitatea de afișare a rezultatelor? Domnule Urdea, haideți să nu devenim... Haideți că nu ne bătem joc nici de oamenii care se uită la noi, să știți că nu sunt în totalitate niște imbecili. Și mulți își dau seama de penibilul situației. Niște rezultate care sunt afișate seara nu pot fi luate după jumătate de oră. Eu am mers acolo în jumătate de oră după ce am aflat că ele au fost afișate și nu mai erau. Bun, dar dumneavoastră înțelegeți că ați fost acolo după orele de program, ceea ce nu vă mai permitea accesul dumneavoastră în instituție. Rezultatele unui concurs, mai ales pentru un post public, domnule Urdea, trebuie afișate în mod vizibil. Adică nu la secretariat, nu undeva în interior, mai ales în interiorul unei instituții ale cărei uși sunt închise după orele de program, adică după orele 16. Spuneați dumneavoastră ceva mai devreme. Mâine dimineață o să le găsiți afișate unde vreți dumneavoastră. Faceți o listă și le afișez peste tot. O să mă ocup eu personal. Ce anume să N-am facem? Înțeles care este problema. Să-mi spuneți unde vreți să le afișem și le afișem. Dar atâta timp cât au fost afișate, le-au Dumneavoastră nu știți ce prevede legea? Trebuie să vă spunem noi unde să le afișați? Le-am afișat conform legii. Și dovada deci că au fost afișate conform legii? Bineînțeles că este dovada pentru că a făcut un proces verbal de către comisie, dar v-am spus, nu fac parte din comisie. Da. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Poate o să-mi răspundeți totuși de ce au fost luate atât de repede acele rezultate. Trebuie să mai spun un lucru. După ce colegul Narcis Daju pe pagina personală, într-adevăr, a avut un mic comentariu că au fost afișate și că nu sunt lăsați cei care au concurat să le fotografieze. S-a temut cineva să nu li se facă poze? Doar sunt publice rezultatele. Nu știu despre ce este vorba, domnișoară. Încă o dată vă spun, nu vă adresați cui trebuie, deci este o comisie. Un președinte și o comisie de examinare, da? Cine este președintele comisiei? Un angajat al instituției. V-aș ruga pentru, să spuneți numele lui? Nu l-am reținut, pentru că nu m-am ocupat de aceasta. Dacă eram eu în comisie sau dacă eram președinte, vă spuneam, da? Dar atâta timp cât eu n-am avut implicație, nu vă pot răspunde la aceste întrebări. Însă vă invit, cu cea mai mare plăcere, mâine de dimineață, la prima oră, vă stau la dispoziție, vom verifica documente, ne vom uita peste ele și vom vedea dacă cumva cineva a greșit sau toată lumea Dar a făcut concurs. Nu pe noi trebuie să ne invitați, domnule Urdea. Sunt candidați probabil nemulțumiți, care poate candidat vor să conteste, poate din, vor să din reclame. Câte știu eu, două secunde, din câte știu eu, au fost exprimate două contestații la, notele obținute pentru proba scrisă, da? Contestații pentru care comisia de contestație s-a întrunit astăzi, le-a reverificat exact cum spune legea, iar alte sesizări, alte reclamații, alte contestații nu mai știu să fie avut loc. Da,
Mulțumesc, a fost domnul șef Urdea, al poliției locale Târgu Jiu, Florin Urdea. Domnișoară, rezultatele unui concurs pentru ocuparea unui post, mai puțin contează ce post este, au fost afișate în această seară. Unii dintre candidați au vrut să le fotografieze, nu au fost lăsați, au și dispărut imediat. Într-adevăr, colegii de la Gorj News au scris ieri anumite lucruri, niște suspiciuni care planau asupra acestui concurs. Eu vă întreb, la ce ne chemareți pe noi? Să auzim pe acest domn care ce este, purtătorul de cuvânt? Nu, este șeful poliției locale Târgu Jiu. Domnule, scuză, se acuză. Observăm ca la noi, la români, că unde ca românul nu-i niciunul, unde-s doi părăște unul. Mie nu-mi plăcut răspunsul domniei sale, dar nu contează, e în poliție, e mare. Așa se întâmplă și în învățământ, domnișoară. Avem atâtea cadre, domn profesor universitar, asistenți, lectori, conferențiari, profesori, intrați pe ușa din dos. Oamenii competenți, oamenii profesionali, oamenii care știu carte, puțin, sunt noi duși. Nu spunem acum că cineva a intrat pe ușa din dos. Domnule, dar nu făcură este corect. Deci dânsul încercă 10 minute să explice. Este suspect modul în care acești oameni au procedat cu rezultatele și eu, ca unui un cetățean concurs de rând, pentru un post plătit din bani publici. Domnișoară, cetățean de rând, eu spun că nu e bine ceea ce se întâmplă. Una, trebuia să rămână măcar până mâine dimineață. Auzi că-s două contestații. Două contestații la proba scrisă, cea care a avut loc în urmă cu două zile. Câți candidați au fost? Nu știu exact numărul candidaților și ca să nu fac o gafă, nu vreau să spun o cifră. Am ajuns să fiu coleg de cancelarie cu niște cadre slabe. Foste eleve, foști elevi care nu știu carte, dar care au tupeu, mitocănie. Deci am 40 de ani de învățământ, absolvent de pedagogic, filozofie, istorie, te lovesc ăștia cu copita de nu te vezi. Păi vorbiți cu cei care pot să ia decizii, domnule Voicu. Să audă. Pentru ca posturi, ca toate posturile să fie scoase dânsul la concurs. Să vorbească ce este în învățământul superior. Dezastru. Da. E dezastru. Haideți să rămânem la acest aspect. Nu vreau să fac decât următorul comentariu, doșoară, și să vedeți lipsa asta de transparență vis-a-vis de unele activități duce întotdeauna la suspiciuni. Și sigur, la fel de fel de interpretări. Pentru că, după părerea mea, și mă rog, aici am organizat și eu foarte multe concursuri, domnule, listele stau mai 24 de ore, mai nu e niciun fel de problemă. Dar modalitățile astea de a proceda și îți dă senzația celor care, și pe bună dreptate, ziariștilor și celor interesați de asemenea fenomene, că ceva este în neregulă. S-ar putea lucrurile să se fi desfășurat într-un mod normal. Vedeți cum lipsa de tact, lipsa de măsură conduce la asemenea interpretări și păcat. Dar nu este ceva acum nou. Așa se procedează, nu vedeți? Dacă cer ceva la niște instituții ale statului, conform legei transparenței, nu comunică ce trebuie, nu se comunică la timp. Discutam cu niște prieteni care au cerut la niște instituții ale statului să le comunice niște situații. Asta, și noi momentul, am avut în momentul în care de ai asemenea manifestări tu ca și conducător de instituție, sigur că produci suspiciuni, că ascunzi ceva, că ai ceva nereguli și că ceea ce se discută prin târg s-ar putea să fie adevărat. Dar de ce bine, trebuie să mai avem niște așa instituții care ar trebui să vegheze asupra corectitudinii mersului lucrurilor în alte instituții ale statului. Mă refer aici inclusiv la Serviciul Român de Informații și oamenii ăștia, dacă nu au dopuri în urechi, cu siguranță în ultimele zile au auzit multe, despre multe, nu mă refer la un singur caz aici, poate
șeful poliției, șeful SRI Gorj nu este atât de ocupat cu afacerile fiului, care știm au ajuns ale rudelor fiului, care au ajuns inclusiv prin județul condus de domnul Călinoiu. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.